ziua tuturor, sunt Cristina Rad și vă invit să explorăm conexiunile dintre minte, trup, spirit și suflet pentru o conștientizare și aprofundare a procesului de cunoaștere de sine în vederea atingerii armoniei dintre ele. Invitatul meu de astăzi este artist plastic, pictor, scriitor, poet, editor și semiotician. Bine ați venit, domnul Gabi Stan, în proiectul nostru In Concordia. Bine v-am găsit! Domnul Gabi, astăzi doresc să abordez un subiect foarte important atât pentru viața profesională cât și pentru viața de zi cu zi. Este un termen destul de tânăr, a fost prima dată auzit de el în 1990, au fost doi psihologi, John Mayer și Peter Salovey, inteligența emoțională. Ce este pentru dumneavoastră inteligența emoțională și care este importanța ei în viața noastră? Corect, așa este. De foarte puțin timp studiem, din punct de vedere științific, inteligența emoțională, dar asta nu înseamnă că sute mii de ani inteligența emoțională nu a existat. Am descoperit-o și cred că i-am pus termen. Am descoperit-o și o studiem acum, Dar asta înseamnă că ea a existat mult înainte ca noi să fim conștienți. Părerea mea este că cei din vechime știau și erau conștienți de forța inteligenței emoționale, chiar dacă nu o denumeau astfel, pentru că dacă ne aruncăm cumva o privire istorică, descoperim că foarte multe din faptele și din întâmplările astrale și semnificative ale istoriei s-au bazat pe această cunoaștere și de asemenea există chiar în artă o recunoaștere a inteligenței emoționale dacă ne aruncăm o privire numai asupra renașterii. Pentru că fără inteligență emoțională omul nu s-ar putea apropia de sacralitate și nu s-ar putea apropia de frumusețe și de bunătate. Da, categoric. Le vedem cu inima, nu cu mintea. Nu? Le simțim, de fapt, cu inima, nu cu mintea. Iar despre gândirea inimii se vorbește de foarte mult timp și în Isihaz și în Orient. Gândirea inimii este, se pare, foarte importantă, pentru că din punct de vedere artistic, artistul stabilește această legătură emoțională cu soluția pe care el o caută. Artistul, de fapt, este, dacă vreți, un fel de mediator între sacralitate, între Dumnezeu. Menirea lui este să aducă, să-l aducă pe Dumnezeu mai aproape de oameni și în sufletul lor și în conștiința lor și să-l aducă prin formele de frumusețe și de bunătate. Pentru că e foarte important să înțelegem că pe lângă frumusețe și bunătate, arta mai are o dimensiune a cunoașterii. Arta este, după opinia mea, un fel de linia întâi a cunoașterii. Arta îi descoperă și deschide uși, după care vin și oamenii de știință și tot ce înseamnă studiu, cunoaștere, logică și așa mai departe. V-aș da un exemplu legat de lucrul ăsta. Prin anii 70 a existat un congres de futurologie, de studiu a viitorului, și ei gândeau anul 2000, făceau un fel de proiecție, predicții, că va fi ceva incredibil, că oamenii vor ajunge la niște performanțe tehnice inimaginabile, pe care se pare că nu le-am dobândit și mai existau o variantă a stagnării evoluției tehnice, pentru că era într-adevăr un fal de evoluție științifică și tehnică, și erau alții care spuneau că va exista un regres. Părerea mea este că la ora actuală, din punct de vedere tehnic, științific, într-adevăr am realizat foarte multe lucruri performante față de anii 70, dar există și o limită și o barieră, pentru că nu împletim și nu reușim să ducem împreună
cunoașterea pe care o oferă cunoașterea inimii, cunoașterea artei, cunoașterea lucrurilor sensibile de zona științifică. Există încă o fracturare aici. Da, deci asta înseamnă că pentru a aduce emoție, sentimente, tehnologia mi se pare complet la polul opus. Tehnologie, emoții. Putem... Ei, vă dau un exemplu. Se vorbește foarte mult de inteligența artificială. Da. Într-adevăr există inteligența artificială, dar ceea ce nu înțeleg foarte mulți care aduc o apologie inteligenței artificiale, faptul că inteligența artificială nu este autonomă, ea nu are conștiință de sine. Nu. Ea este un rezultat. E un rezultat al progresului nostru științific, dar ea nu este independentă de voința noastră, nu este ceva care ființează în afara inteligenței noastre. Iar limitele inteligenței artificiale este, de fapt, aș spune, maximum care ar trebui să fie înțelepciunea artificială, care nu va putea fi niciodată, pentru că înțelepciunea, cum spunea Solomon, vine de la Dumnezeu. Da, aici vorbim de inteligență artificială, în funcție și de cei care o gestionează, aș spune. Corect. Credeți că ar fi inteligența artificială ar fi oarecum legată de IQ decât de EQ? Inteligența emoțională nu are cum să fie impregnată, indusă unei inteligențe. N-are nimic cu inteligența emoțională, într-adevăr. Deci este mai degrabă inteligența IQ. Este o inteligență care o folosim în tehnică, o folosim chiar în mijloacele de comunicare. Ce facem noi acum e rezultatul acestui tip de inteligență. Da. Un mijloc de a ne exprima eventual inteligența emoțională. Da, corect. Domnul Gabi, după părerea dumneavoastră, cât de importantă este inteligența emoțională în viața noastră? Este esențială, pentru că, vă dau un exemplu, se vorbește despre criminali în serie care sunt inteligenți. Și, într-adevăr, pot să aibă un IQ ridicat și să șteargă urmele și să fie prinși foarte greu. Dar acești criminali sunt la vârsta lor emoțională, este la 3-4 ani. Deci ei n-au evoluat din punct de vedere emoțional, ei n-au empatie. Ei se comportă ca un copil care calcă peste un melc sau care omoară o pisică fără să simtă emoție. Deci inteligența emoțională este foarte importantă pentru că este empatică. Este ceea ce ne leagă, e legătura, este, dacă vrei, baza umanismului, cuvântul inventat de Pitagora. Dacă vorbim de umanitate și de umanism, inevitabil eșafodul acestor valori stau pe inteligența emoțională. Inclusiv, spuneți-mi, pentru că vorbeam de empatie, vorbeam de, deci duce la, cumva, la etichetarea emoțiilor proprii, deci fiecare să ne analizăm, deci duce la o anumită introspecție chiar inteligența emoțională, pentru da, a putea analiza, analiza ceea ce facem. Ce credeți, ce efect ar avea asupra umanității dacă noi am începe cu educația socială și emoțională din școli? Ar fi grozav. Eu aș impune inclusiv logica IQ-ului, aș porni-o de la clasele foarte mici, nu în liceu și nu spre sfârșitul carierei științifice. Și de asemenea aș declanșa, vă dau un exemplu legat de inteligența emoțională, teatru, cinematograful, tot ceea ce înseamnă exprimare publică. Un copil care nu reușește să-și controleze emoțiile va vorbi foarte greu în public. Și atunci acest exercițiu al teatrului îl va face să
poată comunica foarte ușor cu ceilalți. Ori trebuie acționat și asupra educației emoționale. Pentru că, în final, copilul de foarte multe ori iese din școală cu traume. Pentru că sunt profesori care poate că nu sunt foarte performanți și intră într-o relație subiectivă cu anumiți copii și creează chiar traume care se șterg foarte greu sau se poate întâmpla ca anumite abilități ale copilului care poate fi, să zicem, un foarte bun matematician, dacă din întâmplare are un profesor care nu reușește să-l apropie de matematică, el să piardă acest drum sau în orice alt domeniu. Deci știu foarte bine că e foarte important valoarea educației și valoarea profesorului. Da, într-adevăr, cred că un copil care reușește să-și exprime emoțiile se transformă într-un adult extrovertit și care face o introspecție mult mai ușor, mai ușor, încercând să înțeleagă, să-l înțeleagă și pe celălalt de unde vine. Copiii au o calitate. Copiii nu pot fi mințiți și când acceptă din cauza lipsei lor de putere asupra celor mari, când acceptă un lucru, dar ei știu foarte bine când sunt oprimați, când sunt pedepsiți, când sunt mințiți. Copilul simte. Copilul are, într-adevăr, e într-o conexiune legată cu sacralitatea și are o puritate, are o frumusețe care și-o pierde. E păcat. Noi trebuie să încercăm să nu ucidem copilul din nou. Uitați-vă la marii creatori. Nu și-au omorât copilul interior și atunci au reușit să ducă creația pe niveluri foarte înalte. Da, așa este. Dar cum ar trebui un adult care n-a avut această oportunitate nici în familie, nici la școală să-și exprime această inteligență emoțională și ajunge un adult introvertit? Păi dumneavoastră ați dat soluția. Ați spus de introspecție. E vorba de templul din Delphi. În momentul în care vrei să intri în acest templu al cunoașterii, trebuie să te cunoști pe tine însuți. În momentul în care încerci să te cunoști pe tine însuți, de fapt creezi un fenomen intim de introspecție și trebuie doar să fii sincer cu tine și atunci poți să descoperi lucruri extraordinare, pentru că descoperindu-ți interioritatea ta, descoperi lumea. Descoperi frumuseți nebănuite, descoperi și bestia, trebuie ucisă bestia dacă există, descoperi de fapt tot universul în interiorul nostru, fiecare om este un univers și este păcat că nu reușim să ne armonizăm noi cu noi înșine și bineînțeles că va fi foarte greu să ne armonizăm unul cu altul. Categoric, cred. Cum ați spus, totul începe de la noi înșine ca apoi să ne armonizăm și cu cei din jurul nostru. Domnul Gabi, vă mulțumesc pentru astăzi. Abia aștept să ne vedem în episodul următor, în care aș vrea să discutăm despre acea minte proprie a emoțiilor noastre. Pentru că se pare că emoțiile noastre au mintea lor, care este complet diferită de mintea rațiunii. Vă doresc o zi minunată și vă aștept în episodul următor. Vă mulțumesc. Numai bine. La revedere. Numai bine.